S-a deschis prima secție de maternitate privată din Argeș. La un spital privat din Pitești s-a făcut inaugurarea unei noi secții unde viitoarele mămici vor putea naște în condiții ultramoderne și vor beneficia de aparatură de ultimă generație. Inaugurarea a fost făcută în prezența mai multor personalități atât de la nivel județean cât și de la nivel național. Printre aceștia s-a numărat și senatorul Mircea Andrei, președintele PDL Argeș, dar și senatorul Mircea Cinteză. Conducerea spitalului susține că deja viitoarele mămici au aflat de condițiile din maternitatea privată și s-au programat cu câteva luni înainte la nașteri pentru a nu pierde locul. Avem mămici care s-au planificat cu mult înainte de a da drumul acestei secții, care au răgazul să o facă, evident că e vorba de luna ianuarie-februarie, când sunt planificate la naștere. Specialiștii spun că în Argeș era nevoie de o astfel de maternitate pentru ca pacienții să nu mai fie nevoiți să plece la București. În general, orice fel de proiect sanitar este binevenit în România și mai cu seamă o combinație între public și privat este probabil ceea ce se va dezvolta în viitor. De ce spun asta? Pentru că va fi tendința să existe un pachet de baze de servicii care este asigurat de stat, care nu poate fi mare în condițiile bugetului existent.